Trească Timișoara! Trească Timișoara! Trească Timișoara! Trească Timișoara! Trească Timișoara! Trească Timișoara! Timișoara a fost orașul în care oamenii și-au exprimat pentru prima dată dorința de a le fi respectate pe deplin drepturile. De atunci ne bucurăm de drepturi precum dreptul la vot, la propria opinie sau la liberă exprimare. România a evoluat mult din acel moment, cu toate că încă își croiește drumul înspre consolidarea democrației. Cum vedeți România la 30 de ani după Revoluție? O foarte departe de unde am fost atunci. Foarte departe. În ciuda tuturor reculurilor la un moment dat sau la altul, în ciuda celor 3 ani ultimi care au fost siniștri, România e foarte departe. Simplu fapt că deschidem gura acum e un imens câștig. Simplu fapt că astăzi putem să circulăm, că suntem liberi, că, ce știu eu, sunt 1 milion de detalii care sunt la antipoz. Tinerii ca dumneavoastră și cei care au fost mici atunci nici nu pot să-și imagineze cum a fost. Cum vedeți România în următorii ani? Eu cred că bine. Sunt optimist. Mi-aș dori, cel mai mult, mi-aș dori ca oamenii să devină cetățeni, cât mai mult să devină cetățeni și să voteze în calitate de cetățeni. Ce înseamnă asta? Să fie conștienți de votul lor, să fie cât de cât informați. Îmi îndemn studenții în fiecare an, cei noi pe care îi primesc, 5 minute pe zi, nu mai mult, 5. Când se scoală și își beau cafeaua și se pregătesc să pornească la drum, să deschidă o pagină de internet și să citească știrile la zi. Nu e nevoie de mai mult de 5 minute, 5 minute de educație cetățenească. Dreptul la vot este un instrument extrem de important în democrație, unul dintre drepturile pentru care martirii Revoluției din decembrie 1989 au luptat.